Comisia Electorală Centrală a dat startul confecționării matriței utilizate la tipărirea buletinelor de vot pentru turul al doilea de scrutin pentru alegerile primarului general al municipiului Chișinău. În total, pentru tipărirea buletinelor pentru turul 2 al alegerilor locale noi, vor fi cheltuite circa 107.000 de lei. Astfel, pentru scrutinul care se va desfășura în această duminică, 3 iunie, vor fi tipărite în total peste 630.000 de buletine de vot. Dintre acestea, 408.000 de buletine de vot vor fi în limba română și 226.000 în limba rusă. În turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Chișinău au trecut doi candidați, Ioan Ceban din partea Partidului Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Andrei Năstase din partea Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr. Astfel, dimensiunile unui buletin de vot vor fi cu lungimea de 124 de mm și lățimea 140 de mm.